Biserica nouă a străvechii vetre monahale râmeți și-a sărbat lunea aceasta ocrotitorii. Sfânta liturghie de hram a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, care cu acest prilej a chirotonit un preot. Sfinții apostol Petru și Pavel au fost părtași la starea de jertfă a lui Hristos și în cele din urmă ei au pecedluit credința și mărturisirea lor cu moarte martirică. De la ei noi învățăm că nimic nu rodește mai mult ca durerea primită cu umilință și îndurată cu răbdare în unire cu Hristos. Astăzi, egoismul, desfrânarea, lăcomia și trufia fac sufletele opace la Harul lui Dumnezeu, încât nu ajunge doar să crezi și să dai mărturie. Este nevoie și de jertfă omenească, de cruce, care îngăduie jertfei divine să coboare ploaia de binefaceri spirituale peste omenirea acestui viac atât de însetată. Mănăstirea Rămeț găzduiește ateliere de țesut, covoare, tricotaj, croitorie și broderie. Opșta monahală numără în prezent 100 de monahi și surori, fiind condusă de stareța Apolinaria Barb. Sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel are semnificație deosebită pentru mănăstirea noastră, deoarece, în urmă cu 33 de ani, s-a pus temelia bisericii noi cu binecuvântarea preasfințitului Emilian Birdaș, cu hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel. De atunci, în fiecare an, se oficiază Sfânta Liturghie, la care participă numeroși credincioși pentru a se ruga cu evlavie la Sfinții Apostol și Sfântul Ghelase, ocrotitorii noștri. Și acum ne bucurăm să avem în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul Arhiepiscop Irineu, pentru care îi mulțumim pentru osteneala și dragostea, cât și pentru cuvântul de îmbărbătare pe care ni l pune la suflet de fiecare dată. Marțea aceasta, Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe Sfântul Ierarh Gelasie, ale cărui moaște se află la Mănăstirea Rămeț.